Începând cu ziua de azi, noi deja am inițiat pregătirea referendumului, care trebuie să ofere întregii societăți moldovenești răspuns clar la următoarea întrebare. A fi sau nu a fi aceste guvernări? Noi începem colectarea semnăturilor pentru organizarea unui asemenea referendum, după cum se cunoaște. Pentru aceasta este necesar a colecta în jur de 350.000 semnături și noi le vom colecta. Evident că nu excludem și faptul că acest regim va avea frică să desfășoare un asemenea referendum. Așa cum acestor patru le-a fost frică și acum când au refuzat desfășoarea alegerilor. Dar acest lucru va însemna cu certitudine falimentul politic definitiv al acestei echipe pe plan intern și internațional. Deputații noștri pleacă în teritoriu și în timp apropiat nu ne va întoarce în Parlament, nu vom participa la activitățile parlamentare. Este stupit și se sper că guvernarea se va schimba poziția, va reveni la standardele constituționale. Dar fără modificarea acestei poziții, noi nu avem ce face în Parlament și nu dorim să fim prezenți în calitate de figurați și complici în uzurparea puterii de stat de către această aliansă. Partidul Comuniștilor din nou constată că actualul regim a ieșit definitiv din limite legale și a pornit pe calea uzurpării puterii politice. Eu nu sunt sigur că structurile și instituțiile internaționale sunt capabile să readucă regimul pe cale normală. Doar societatea va întoarce astăzi țara pe această cale. Și noi ne adresăm în primul rând către societate. Nimeni nu va apăra poporul Moldovei de fără de lege, în afară de însuși poporul țării noastre.